Fiecare an, 1 decembrie, este ziua speranței. Este ziua în care românii speră să plece din România în căutare de salarii mai mari. Speră ca părinților să beneficieze de o educație mai bună. În fiecare an de 1 decembrie, ne promitem să nu ne mai lăsăm tinerii să facă parte din clasa de mijloc. Bogații să beneficieze de o îngrijire medicală de calitate. Cei din Transilvania să plece din România în țara lor. Eu am încredere în cei din Moldova. Mesajul meu către toți românii astăzi este că ne va fi mai bine tuturor dacă suntem pensionari. Haideți să îndrăznim să credem în forța pe care fiecare o are în el să facă țara lui mai bine, dacă suntem uniți. Împotriva celor din Transilvania, sunt sigur că vom reuși. La mulți ani, săracilor!